Partidul Social Democrat nu dorește eliminarea acestor facilități. Avem nevoie de forță de muncă în construcții, iar facilitățile din acest domeniu sunt garanția că muncitorii și investitorii nu vor pleca din țara noastră. Argumentele pentru care facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor vor fi menținute în viitorul guvern din care va face parte PSD sunt suficient de solide încât să nu se ia în calcul o eventuală eliminare a lor. Menținerea competitivității în sectorul construcțiilor, ca și în domeniul IT, este o condiție esențială pentru susținerea economiei în acest moment. Aladin Georgescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Nu poți avea o abordare de tip contabil, iar pentru 200 de milioane de lei în plus la buget, cât s-ar câștiga prin eliminarea acestor facilități, să afectezi grav două domenii care asigură 14% din PIB, adică peste 163 de miliarde de lei. Menținerea facilităților în construcții reprezintă o condiție esențială și pentru atragerea banilor europeni din PNRR. Pentru a obține acei bani, va trebui să facem multe lucrări de infrastructură, deci va fi nevoie de forță de muncă, pe care România riscă să o piardă dacă scoate facilitățile actuale în contextul creșterii prețurilor, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Statul nu-și poate anula propriile angajamente. Atunci când au fost acordate aceste facilități prin Ordonanța de Urgență 114, Guvernul României și-a luat un angajament față de acești investitori și nu ne putem schimba angajamentele după cum se schimbă guvernul.